vedeți, sunt în aeroport, am ajuns, am trecut și de securitate și de check-in și de toate. Am ajuns și nu știu dacă vedeți, dar am câteva aeronave în spatele meu, ceea ce e fain pentru mine și scuze, toată lumea știe că sunt pentru prima dată în aeroport, toată lumea a aflat. Am dat zvon în țară și dacă nu s-ar ști, oricum, și în caz că nu anunțasem pe cineva că sunt pentru prima dată în aeroport, să văd după mine, că pozez toate alea. Da, ce faceți, dragilor? Începem vlogul de călătorie de la Roma. Mergem la Roma, mergem pentru un weekend prelungit la Roma și abia așteptam să ajung. Nici nu aveți idee cât de mult mă bucur. Partea bună este că am trecut super repede de check-in și de, mă rog, check-in-ul mi l-am făcut online, de securitate și de bilete, pentru că am ajuns super devreme, este foarte devreme. M-am trezit pe la 3:30 și este 8:50. Avionul meu pleacă pe la 10:00. Deci vă dați seama că mai am de stat aici, dar nu e problema că avem timp de pierdut. Da, sunt foarte entuziasmată. O să mergem să ne plimbăm foarte, foarte, foarte mult prin Roma. Vreau să mă prind super, super mult prin Roma, pentru că pentru mine Roma este un oraș special. O să vă povestesc când ajungem acolo și vreau să vă arăt, nu știu, multe lucruri și vreau să văd dacă mi se confirmă multe lucruri pe care le știu despre Roma. Nu neapărat mituri, ci mai degrabă chestii, nu știu, culturale, să spunem așa. Sunt în sala de așteptare, sunt lângă poarta de îmbarcare și din fericire nu este multă lume pentru moment aici și abia aștept să mă urc în avion. Poate să trag un pui de somn vreo oră, măcar că zborul durează vreo 2 ore și puțin, ceea ce e bine, adică nu e un zbor lung și da, super heavy, sunt super heavy, sunt super entuziasmată, bâțâi deja de 2 săptămâni, sunt așa ca pe HC, sunt super entuziasmată și sper să iasă, să fie o călătorie super drăguță, să vă am vă arăta și vouă. Mi-am planificat eu așa, mi-am luat bilete pe diverse locuri, dar să vedem ce o să iasă, vedem acolo la fața locului. Ok, vă las, mă duc până la baie și vedem ce mai fac, mai dau niște telefoane până plec ca să-mi treacă de urât, ca să zic așa. Salutare, dragilor! Bine v-am găsit la Roma! Da, am venit la Roma, am ajuns într-un mare final. Se schimbă soarele, se schimbă lumina. Sper că mă auziți, pentru că este destul de multă gălăgie aici. M-am oprit la un restaurant să mănânc, pentru că este 4:30 în România și eu încă n-am mâncat nimic pe ziua de astăzi. Și asta pentru că am plecat de dimineață foarte devreme cu toată agitația pe care o aveam eu în mintea mea, deși ziceam că nu sunt agitată. Și am ajuns cu bine, a fost totul ok, doar că am ajuns și m-am plimbat puțin pe aici și am ieșit puțin în recunoaștere, pentru că astăzi nu am nimic în plan și sunt singură, să știți, am venit singurică la Roma, pentru că nu am apucat să vă spun la aeroport, dar am decis ca anul acesta, de ziua mea, să vin la Roma, pentru că în două zile, peste o zi, mâine, este ziua mea și am decis ca de ziua mea să vin la Roma și pentru că nimeni n-a vrut să vină cu mine și că n-a avut timp, că n-a avut chef, că n-a avut ce n-a avut sau că a avut prea multe, am decis să vin singură și uite, numai bine că am ajuns. Am fost puțin în Piața Navona, am fost să văd Panteonul, pentru că abia așteptam să-l văd și abia aștept să intru să-l văd mâine dimineață, cred că asta fac prima dată. Acum este foarte îngărat, este plin acolo, nu m-am încumetat să intru. Deși nu stai mult să aștepți ca să intri, e foarte, foarte aglomerat și o să vin mâine dimineață. Da, îmi încearcă niște emoții absolut fantastice, pentru că îmi doresc foarte mult timp să vin la Roma. Este prima dată când vin, după cum cred că vă imaginați, și îmi doresc de foarte mult timp. Pentru mine orașul ăsta este un oraș simbol și sunt fascinată de toată cultura de aici, din Roma, și de aia am vrut foarte tare ca de ziua mea anul acesta, pentru că fac 33 de ani și pentru mine 33 este un număr simbolic, ca să zic așa, și pentru că fac 33 de ani am decis să vin aici să mă sărbătoresc singură, deși nu mă sărbătoresc singură, știu că mă sărbătoresc și alții, dar să mă sărbătoresc la Roma. Și mi-am comandat o pizza, pentru că nu știam ce să aleg, pizza sau paste. Știu că toată lumea vine și mănâncă paste la Roma, dar eu sunt foarte curioasă de pizza, eu vreau să mănânc pizza prima dată. Și după aceea o să încercăm și paste și o să vă arăt și vouă cât de multe pot din excursia mea la Roma, din ce văd eu, și o să vă povestesc ce știu eu și vreau să văd dacă ceea ce știu eu se adeverește. Până acum să știți că Roma m-a primit foarte bine. Ciao! Cacciagunale! Grazie! Bună de dimineața! Nu știu dacă mă auziți. Pe mine și pe pescăruși, da. Că nici aici nu scăpăm de ei. Ce faceți, dragilor? M-am trezit, este 5:30 și ne îndreptăm către Pantheon. Pentru că Vreau să-l văd și eu de afară gol prima dată, că de deschis se deschide la 9. Dar vreau să-l văd mai în liniște așa și poate fur și vreo poză interesantă pe acolo, pentru că ieri când am trecut la un moment dat prin piață, erau cel puțin 2000 de persoane acolo care stăteau la coadă să intre la Pantheon. Ceea ce nu vreau să servesc. Adică planul meu este să merg acum la Pantheon, să fac niște poze, să filmez ceva, să vi-l arăt, să vă povestesc câte ceva, că mi-a plăcea să vă povestesc câte ceva și să mă întorc să mănânc, că am micul dejun mai târziu și după aceea să vin iarăși, nu știu de neapărat dacă astăzi sau mâine, ca să-l văd și pe interior, să-l văd dimineața pe interior. Pentru că după 12, cred că e nenorocire, deci e, vă spun, ieri erau cel puțin 2000 de persoane care stăteau la coadă. No. Era piața aia plină cu coada, adică se învârtea așa coada asta. Și un lucru care mi-a scăpat ieri a fost că prin plimbările noastre, ca să vedem panorama orașului, am ajuns într-un parc, habar n-am cum se numește, dar nu, nici nu are importanță, pentru că nu asta e important, ci ideea în sine, și anume că era plin de flori de portocali, plin de portocali înfloriți, exact cum așteptam în perioada asta, sunt portocalii înfloriți. Și miros absolut fenomenal, deci miros absolut divin florile de portocal, floarea de neroli în realitate, deci again, iar parfumurile și mirosurile sintetice nu se compară cu asta și din păcate mi-a stricat pofta de a mai lua parfumul, pentru că nu se seamănă, are un miros pe care iarăși nu pot să-l reproduci. Este pentru mine mirosul, acum a devenit mirosul de portocal, exact ca... stai să-mi scolpească asta, că am senzație că vorbesc prea tare. Așa, pentru mine... eu stau la semafor, dar credeți-mă că nu merge nimeni. Așa, da, să fiu un civilizat. Floarea de portocal a devenit în momentul ăsta pentru mine ca... gustul de căpșuni. Eu cred că gustul de căpșuni și de banane nu poate fi reprodus. I'm sorry. Oricât ai încerca, nu-l poți face din chestii chimice să iasă la fel. De-aia nu mănânc. Deci, de-aia nu mănânc chestii chimice. Căpșuni, arume din alea sintetice de căpșuni de banane. Ei, cred că așa o să fie și cu floarea de portocal, pentru că mirosul este ceva de vis, iar parcul ăla era plin de pinii umbreluță, clasici pinii umbreluță, care sunt prin toată Roma, pe care am pus ochii de când am ieșit din aeroport și eram așa de uite pinii umbreluță, eram exact ca un copil din ăla mic, numai că n-aveam cum să-i spui, evident. Și... în al doilea rând, mirosul ăla de portocal era de floare de portocal, ceva divin, deci o chestie, dacă puteți să veniți în perioada asta la Roma, vă recomand, că oricum mai târziu, dacă acum mi s-a părut aglomerat, mai târziu mi se pare și mai și. Stați așa că mi s-a blocat asta. Bun. Stai că mai mergeam un pic. Da, mai mergeam un pic înainte. Așa, deci mi s-a părut fabulos și chestia asta o să rămână evident cu mine și am venit cu o floare de portocal în geantă și acum când îmi aranjam geanta ca să ies, iar mirosea toată geanta a floare de portocal de la una singură. E fabuloasă, este fabuloasă și apropo italienii nu-i spun neroli, îi spun zadara. Da. Și văd că sunt foarte multe păsări aici. Eu și păsările și câteva mașini ce ne-am. Dar să mă calci o mașină pe trecerea de pietoni, că tot nu e nimeni pe aici. Deci, numai bine. Mai am o țără și ajung la Pantheon. Și și să vedem, că până atunci se și iluminează, se și face lumina suficient de bună astfel încât să vă arăt câte ceva. Și astăzi avem teoretic zi de Vatican, să vedem. Pentru că îmi plănuiam să mă duc de la 9 acolo, dar nu mă duc de la 9 că totuși trebuie să mănânc. Mă duc un pic mai târziu. Ok, am ajuns la Castelul San Angelo, care l-am văzut și ieri, de afară. Cred că am biletul pentru astăzi sau pentru mâine, nici nu știu. Cred că pentru astăzi, la Castelul San Angelo. Cred, nu știu. Așa, cert este că am bilet și la Muzeul Vaticanului. Și astăzi de-aia zic că o să petrecem cam foarte mare parte din zi în Vatican, care e foarte aproape, again, de hotelul meu. Băi, deci mă scoate puțin din sărite chestia asta pe care am auzit-o, cu cât îți de departe obiectivele turistice unele de celelalte. Nu zic de cazarea unora, ci zic de ca distanță între ele. Deci distanțele sunt infime. Înseamnă că oamenii nu știu să meargă pe jos. Punct. Pentru asta am venit azi aici, pentru că este minunat. Pentru că acum nu este nimeni, deci vă jur, ieri era plin pe fântână, pe aici, pe lângă, erau infernal de mulți oameni. Uitați-vă la obelisc, cât de fain este, și la Pantheon, cât se poate de splendid, în toată splendoarea lui, fără oameni. În cazul în care nu știți, acum să construic pentru cine nu știe, Panteonul este singurul monument istoric care a fost constant folosit de la construcția lui din secolul I până acum și a fost construit de Adrian. Inițial a fost templul tuturor zeilor și apoi prin secolul XVII a ajuns biserică. Acum este și muzeu și biserică. Coloanele din față sunt coloane corintiene, pentru că romanii aveau un respect deosebit pentru arhitectura greacă și au împrumutat foarte multe elemente din arhitectura greacă. Ei, uitați că pentru asta am venit aici. Ieri am văzut că era zona asta din față, din la intrare, din Penechino, parcă se numește, nu știu exact. Partea efectiv de la intrare cu coloanele era înconjurată cu bandă și acum este liberă și pot să mă plimb și pot să văd minunăția asta de ușă care este absolutamente imensă, nici nu vă puteți da seama, îmi pare rău pentru zgomot, dar trec mașini că alimentează restaurantele de aici din zonă. Este imensă, imensă și este absolut superbă. Este făcut din cenușă vulcanică. Asta este un alt motiv pentru care a rezistat atât de mult și atât de bine, pentru că este făcut din cenușă vulcanică, care este, i-a dat o rezistență deosebită. Este foarte ușor, raportat la masivitatea lui, este imens, dar este foarte stabil, este foarte dur. Cenușa vulcanică i-a dat o stabilitate absolut deosebită și o să vă duc acolo, unde e peretele efectiv din Pantheon și o să vedeți că are o culoare deosebită, culoare dată de oxidul de fier din cenușa vulcanică. Așa, și am ajuns la peretele ăsta de care vă spuneam. Bine, au fost și niște hieroglife moderne trecute pe el, dar Dacă vă uitați, are o culoare aparte, în care nu te-ai aștepta. Asta este culoarea lui originală, dată de acea cenușă vulcanică de care vă ziceam, din dioxidul de fier din ea. Și textura este absolut impresionantă. Impresionant. Pe aici se văd și urme ale diferitelor inundații pe care le-a suportat de-a lungul timpului. Efectiv, te lasă fără cuvinte, cel puțin pe mine m-a lăsat și credeți-mă că am văzut, cred că toate documentarele posibile cu el și le-am văzut din toate unghiurile posibile și pe Google Maps și în poze și peste tot și cu toate astea, efectiv, ți se taie răsuflarea pentru cât este de impresionant. Dacă veniți în Roma, faceți efortul de a veni dimineața, să-l vedeți fără oameni, pentru că este minunat. Nu o să mai fie la fel când o să vin mai târziu să-l văd pe interior, dar nu-i problemă, măcar acum am putut să mă bucur de priveliștea asta și de spectacolul ăsta al pescărușilor și este absolut magic, nu știu, mie mi se pare, ăsta e cuvântul care îmi vine tot timpul în minte când mă gândesc mai că e magic, pentru că e impresionant, este superb și a meritat fiecare minut pe care l-am petrecut până aici. Chiar mă gândeam, zic, ce rost are să vin, las că vin eu mai târziu și îl văd și pe interior. Nu, chiar a meritat să vin să-l văd și să nu fie nimeni aici, să nu fie nimeni în piață. Sunt câțiva oameni, au trecut câțiva turiști și au făcut poze, adică chiar nu e deranjant. Nu sunt 2000 de oameni cum au fost ieri. Ieri, cel puțin, au fost 2000 de oameni, vă spun, în piață. Nu aveai unde să arunci un ac. Și aici, ca să vedeți și priveliștea de pe partea cealaltă a pieței, pentru că de la fântână am filmat și este absolut minunat. Și avem și o mireasă care vine să-și facă poze aici. Trebuie să țineți voi minte că acum 2000 și ceva de ani, când a fost construit Panteonul, el era la înălțime. Toate clădirile astea din jur de aici, tot ce vedeți, nu exista. Și solul era mult mai jos, deci el era cumva deasupra unui deal, cum ar veni, în vârful unui mic deluleț, ca să zicem așa. Și arăta impunător nu doar prin faptul că este mare și este uriaș și impresionant, și arăta și mai impresionant pentru că era deasupra unui deal și era cam singurul monument mare din zona asta. Și acum că am văzut Panteonul, cel puțin pe din afară, singurel, mergem și la Fontana di Trevi, unde este, fiind 6:30, nu o să mai fie singurică, dar nu-i problema, mergem și la Fontana. Stați că am ratat ceva. N-are mic, top acolo e. Chiar am scurtat drumul, un minut. Și dacă nu mă înșală pe mine ochii, cred că e mai aproape decât îmi arată GPS-ul. Dar, da, pentru că, again, Fontana di Trevi e la 6 minute de mers pe jos de Pantheon. Și am ajuns și la celebra Fontana di Trevi. Și la ora 6:30, uitați deja câți oameni sunt. Nu sunt mulți, dar în timpul zilei iarăși, aici este plin de nu ai unde să te miști. Superbă! Fontana di Trevi, care nu este făcută de Bernini, deși toată lumea crede că este făcută de Bernini, nu este făcută de Bernini, este doar proiectată de el. Bernini a murit înainte să se termine de construit Fontana di Trevi. Din nou. Am plecat de la hotel, am mâncat, m-am schimbat, mi-am făcut un duș, m-am schimbat și am mâncat puțin la micul dejun și acum am plecat înapoi la Pantheon, pentru că contemplam ideea să nu mă mai duc, să mă întorc iarăși, pentru că sunt niște minute bune de mers totuși și se adună. Și astăzi am, cum v-am zis, am de gând să mă duc la Vatican și am de gând să merg mult, dar am zis că mâine s-ar putea să nu pot să... Mâine dimineața nici n-am cum să includ Pantheonul, pentru că am treabă la Coloseu. Prin urmare, tot în dimineața asta e mai bine. Și Așa că mergem mai târziu la Vatican, că deși și în catedrală vroiam să ajung tot de dimineață, că iarăși e mai bine dimineața decât seara, but ne descurcăm, no problem. O să rezistăm, chiar dacă să fiu un pic mai aglomerat, dar mai bine decât să stau la o coadă de 2000 de persoane. Acum hai să vedem dacă știu drumul spre Pantheon fără GPS, că l-am făcut de 3 ori teoretic, ar trebui să-l fi învățat de 3 ore mai târziu, uitați cam cum stă treaba. Acum 3 ore am fost aici. Deci uitați-vă și voi. Și deja este coadă. Which is amazing. Am ajuns în interiorul Pantheonului și este absolut, îți taie răsuflarea, este absolutamente superb. Sunt 43 de metri diametru, atât are, și 43 de metri înălțime și se zice că Pantheonul l-a inspirat pe Michelangelo pentru catedrala Sfântul Petru și a făcut domul de la catedrală cu un metru mai mic pentru că nu voia să fie la fel de mare, să concureze cu Pantheonul. Și după aceea știu că tot Pantheonul și domul lui Michelangelo au stat la baza domului din Florența. Iar Oculus, gaura aia de acolo mică, care nu e de atât de mică, are 9 metri diametru. 9 metri, da. Și totul este calculat în așa fel încât picăturile de ploaie când plouă să cadă în așa fel încât să nu lovească pereții și să ajungă exact la scurgeri. Este absolut fantastic. Iar felul în care pică soarele pe perete, uitați că nu știu dacă vedeți, felul în care pică soarele pe perete și cum se învârte este exact ca un cadran solar. Înainte de orice trebuie să vă spun că este o vară absolut superbă aici. Este atât de cald și e numai 11 și jumătate, încât îți vine să te pui jos să faci plajă. Ai impresia că ești la mare, nici de cum în Italia. So, dacă acum ai așa, nu vreau să-mi imaginez cum e iulie. Mai am puțin și ajung la catedrală. Am tur ghidat de la 1, ceea ce înseamnă că nu-mi lasă prea mult timp în catedrală, but we will try. Dacă nu, rămân după tur. Turul s-ar putea să dureze vreo 2-3 ore, pentru că am mai multe obiective incluse, nu doar Muzeul Vaticanului în tur și... nu știu, sunt atât de emoționată. Efectiv nu găsesc cuvintele. Dacă vedeți că mă bălbâi sau că îmi tremură vocea, este pentru că îmi tremură vocea, pentru că nu mai pot de emoție. Deci Pentru mine sunt niște milestone-uri așa pe care le-am bifat acum în excursia asta, chiar dacă mici. Și sunt foarte fericită, efectiv, mă lasă fără cuvinte totul și îmi place. În caz că nu v-ați prins, îmi place foarte tare. Hai să trecem granița. De fapt nu, am trecut granița, sunt deja în Vatican. Acesta este singurul obelisc din Roma care nu are inscripții, nu are hieroglife egiptene. A fost adus din Egipt acum 2000 și ceva de ani de către romani, bineînțeles, și cântărește undeva la 370 de tone. Da. Inițial a fost pus în altă parte, pentru că aici era un circ. Undeva în partea asta era un circ unde se țineau concursuri din alea cu care, și acolo era pus în centrul circului, dar după aceea a fost mutat când Bernini prin 1600 și ceva a proiectat piața, a fost mutat ca să fie în centru pieței și toate coloanele și toate statuile sunt proiectate de Bernini. De-aia mulți îi spun piața lui Bernini, nu îi spun piața Sfântul Petru. Fun fact, a durat 9 luni să fie mutat de undeva din zona aia să fie mutat aici. Și a durat o lună ca să aranjeze pământul și locul pentru a muta obeliscul. Ah, și dacă mai vreți să știți încă o chestie, în Roma sunt 15 obeliscuri aduse din Egipt și în total în lume sunt împrăștiate 28, din care 15 sunt în Roma. Deci vă dați seama cam cum stă treaba. Și hai să vă arăt ceva, ce probabil cei mai mulți care ați fost la Vatican știți, dar în cazul în care n-ați fost la Vatican, o să vă arăt. Piața Sfântul Petru este compusă din două cercuri, de fapt. Cel mai probabil cei mai mulți care ați fost la Roma știți treaba asta, că rândurile alea de coloane sunt de fapt 4. Sunt 4 coloane puse în linie. Și dacă vii și găsești punctul magic, care în momentul de față este ocupat, l-am găsit, dar în momentul de față este ocupat, iluzia este că există o singură coloană, că toată structura asta de sus se sprijină pe o coloană, ceea ce e fantastic. Uitați-vă la statui. Citisem undeva la un moment dat, dar nu știu dacă e adevărat, n-am confirmarea că fiecare statuie reprezenta ceva și că poziția ei iarăși era semnificativă, dar trebuie să verific informația asta, că nu-s prea sigură. Acolo bănuiesc că știți ce este. Este apartamentul papal, ăla super luxos în care actualul papă nu stă, pentru că are mult prea mult bun simț pentru asta. Fix acolo sus este. Și am găsit punctul magic, uitați-l. Asta este punctul magic. Și dacă ridicăm privirea de aici, ați văzut cum se vedeau înainte coloanele și acum se văd perfect ca și cum ar fi una. Deci calculul este atât de minuțios făcut și atât de bine încât pare pur și simplu că este o singură coloană. Oricum te-ai uita. Iar pe partea asta, dacă vă uitați, din același punct, se văd foarte bine că sunt 4 coloane. Ce mi se pare absolut fabulos și fascinant la piața asta este simetria. Este divină pentru mine, care sunt obsedată de simetrie, este divină. Asta este motivul pentru care Bernini a ales să folosească 2 cercuri în loc de 1, astfel încât să aibă spațiu să creeze toată minunăția asta simetrică. Și au început clopotele. Astăzi este vineri și văd că deja s-a organizat pentru slujba de duminică. Sunt scaunele pregătite, nu știu dacă o fi tot timpul. Dar hai să vedem pe unde putem să intrăm în catedrală, efectiv, că văd că de ieși se iese, dar nu văd pe unde se intră. Partea faină este că intrarea pentru catedrală e până la ieșire din piață. Și intrarea e gratis. Deci nu știu dacă ajung într-o oră. Aha, joke on me. Asta este. It was the Pantheon for the dome, yes. And he made it a meter shorter than the Pantheon. No, shorter, smaller. Oh, okay. This is and will stay forever as the tallest of all the buildings in the city. Because you learn how to make the dome, Rome, the Pantheon. Some of you didn't have the chance already.